Salut, suntem la Electroputere Mall, la Inspire Cinema, pentru că a ajuns filmul Faci sau Taci, un film de Iura Lungașu. E alături de mine, Iura. Bun venit la Craiova. Cum te simți în primele ore? De când ai venit în Craiova? De când ești în Craiova? Suntem de vreo două ore. Am ajuns așa, am mers foarte bine de la București. Eu întotdeauna mă simt bine la Craiova, pentru că întotdeauna experiența de aici a fost una foarte, foarte bună. Adică întâlnirea cu oamenii, nu știu, au o căldură anume. Nu zic că în alte orașe nu e același tip de atmosferă, dar aici, nu știu, oamenii sunt mai zgomotoși și au ceva în plus față de alții. Iura, spune-mi cum a început proiectul filmului din această seară, care îi găsim pe mulți actori cunoscuți ai României. Când a început mai exact? Filmul s-a început cu vreo 6 ani în urmă, de fapt. Nu, în sensul în care am pornit o carieră independentă și am construit ușor, ușor un film cu buget mai mic, după care am tot crescut nivelul și iată că am ajuns să-mi permit la al treilea experiment un film cu un buget mult mai mare și cu vedete din toate domeniile. Ce să spun, clădim încet, dar sigur, cum cred că trebuie să făcute lucrurile. Proiectul ăsta se bucură de un succes, cel puțin asta ne-a confirmat toată țara și rezultatele după primul weekend. Mă simt așa împlinit, oricât de obosit aș fi, pentru că văd că nu mai muncim în gol și că există public românesc pentru genul ăsta de filme. Pentru că suntem la Craiova, spune cum a fost să lucrezi cu Gică Craioveanu, că l-ai în distribuție. A fost fabulos, pentru că eu credeam foarte mult în Gică, l-am și cunoscut în alte ocazii, de atunci mi s-au aprins beculețele. Am fost sceptic că va accepta și am fost surprins să-mi spună că lui chiar îi place, că el și-ar dori foarte mult să joace. Bineînțeles, nu s-a așteptat să-i ofer un rol atât de mare. El credea că e o chestiune mai micuță, fiind primul rol în film. Mi-am spus, nu, dacă mă arunc cu tine, pentru că eu cred în gena ta de campion și în dorința de a face lucruri, și am dat un rol important. Aici a avut ușoare reticențe, dar, na, scoțând rând pe rând toate temerile, fricile, i-am dovedit lui și publicului totodată că a făcut un rol extraordinar. Cum a fost să lucrezi cu toții la un loc? Adică a fost o echipă, s-a creat o echipă până la urmă, pentru că sunt din toate domeniile, din muzică, uite, și din sport, actori care au mai apărut pe la televizor, pe la noi, prin telenovele și prin toate filmele de genul acesta. Cum a fost până la urmă să-i faci pe toți să înțeleagă proiectul și să meargă cam în aceeași direcție, să fie locomotiva acestui proiect cinematografic? În principiu, când i-am ales, știam că au o calitate. Toți oamenii ăștia au dovedit cuiva ceva, evident, în domeniul lor. Dar pentru mine este un factor extrem de important să văd că își doresc să facă lucruri. Și atunci mi-a fost foarte, foarte simplu să mă duc cu ei, pentru că ăștia sunt oameni care reușesc în principiu și atâta timp cât s-au și potrivit pe roluri, că evident nu i-am băgat în compoziții, lucrurile au funcționat impecabil, pentru că au disciplină, au dorință, au rigoare, au toate calitățile unui actor foarte bun. Spune-ne câțiva din actorii pe care îi găsim în seara asta. În film. Sunt foarte mulți. Gică Craioveanu, Sandra Izbașa, Horia Brenciu, Augustin Viziru, Sali Levent, Ana Baniciu, Monica Bârlădeanu, Maria Popovici, Micuțu, Codin Maticiuc și mai sunt. Dar... Cred că și de asta dură 6 ani realizarea filmului, pentru să-i strângi pe toți. Nu, 6 ani. Asta a durat când am început. Când au început filmările, efectiv? Filmările au fost în august și iată că suntem deja pe ecrane, adică l-am cam grăbit pe ăsta în comparație cu celelalte. Eu spuneam așa, ca o metaforă, că sunt la al treilea film, dar într-un fel sau altul, acum 6 ani, practic, a început acest drum al meu în care am făcut 3 filme și am ajuns să-l fac pe ăsta acum, care este mult mai complex decât celelalte 2 pe care le-am făcut înainte. După Craiova, ce urmează? Mai avem Petroșani și mai avem Reșița și este sfârșitul caravanei. Deocamdată. Nu se știe. După asta s-ar putea să mai avem solicitări și atunci va trebui să mergem. Până acum? Până acum sălile absolut pline. Deci pentru noi a fost o surpriză, evident că ne doream ca asta să se întâmple. Și am fost fascinat și absolut surprinși că în toată țara sălile au fost pline și a fost sold out, ne anunțau de la București că la Galați e sold out, la Cluj e sold out, adică orașe în care veneau oamenii altă dată, dar nu un număr atât de mare. Ne poți spune ideea filmului, așa pe scurt, să avem un preambul la ce se așteptă cei care vin? E o comedie, de aici aș începe, pentru că comedia e un garant pentru tot omul că ar vrea să vină, că nu e o chestie pretențioasă și nu e genul de film românesc în care vor asista la o altă dramă. Asta ne dând în filmele de artă, nu vreau să înțeleagă niciodată lucrul ăsta.
am tot spus chestia asta, filmul de artă e filmul de artă, problema este că noi nu am produs deloc film de public. Și ăsta este un film de public. Este o comedie, de aici am plecat, scuze pentru paranteza asta lungă, dar este o comedie, cum îmi place mie să fac comediile, de situație, în sensul în care personajele suferă, da, au drame foarte serioase, iar tu râzi de situație și sunt genul ăla de situații în care toți ne regăsim. Iar așa, ca un spoiler, ca o, nu știu, ca un sinopsis scurt, totul pornește de la o... Sunt solicitate niște trupe speciale, da, să rezolve un caz de trafic de carne, așa, de niște în zona prostituției, așa. Da. Și bineînțeles că intervin doi indivizi de la minister care, pentru simplu fapt că au niște funcții importante, se și pricep ei al dracu de bine la cum se organizează o operațiune. Și bineînțeles că de aici totul se dă peste cap și iese o poveste foarte, foarte interesantă în care orice român se poate regăsi, pentru că relația asta dintre profesionist și șef ne este foarte cunoscută. Da. Mulțumim mult, Iura, și mergeți la film, faci sau taci, va rula la Inspire Cinema, va rula și la Inspire Cinema din Mercur, pentru că mai este un centru comercial unde găsiți un cinematograf, trebuie să recunoaștem că noi prima dată am mers acolo, iar după ei s-a spus că ar fi cazul să venim aici, pentru că aici e premiera și de-aia am întârziat puțin. Mulțumim mult, Iura, și sper să ajungi și să te bucuri de succesul pe care îl meriți de aici încolo și asta să fie doar începutul, dacă ai spus că sălile sunt pline. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos și chiar ne dorim asta și o să ne ținem de lucrul ăsta, pentru că e păcat să nu avem și film de public.